seara! Bună seara, dragilor! Daniela Ioan, magazinul de make-up. Bună, Malvina! Bună seara, dragilor! Malvina, ești fan make-up artist? Mulțumesc mult pentru prezență! Cu mare drag! Voiam și eu să o prezint un pic. Malvina aici, voiam, nu știu ce, da. Am luat-o înainte. Da. Mulțumim pentru prezența, mulțumim pentru că de fiecare dată sunteți alături de noi și în seara aceasta avem un make-up artist internațional, pot să-i spun eu, da? Cu peste 340.000 de urmăritori pe Instagram. Da? Da, astăzi au fost 341. Așa, scuze, eu mi-am făcut temere de ieri. Așa, și vrem să o descoperim puțin pe Malvina. Să vedem cu ce ne încântă și ce mai face ea de când nu mai este trainer. Da. Malvina, o să încep cu niște întrebări și să vedem dacă te... Plus că poți să mai adaugi și tu și să vedem cine este Malvina Ișvan. Păi, bună seara. Stați așa să-mi adun gândurile. În prezent mă ocup de, adică sunt make-up artist, după cum mă cunoașteți majoritatea. În trecutul meu am studiat arte plastice, de fapt asta m-am format. Hai să iau cu începutul. Clasele 5-12 am făcut liceul Nicolae Tunița și mă bucur tare mult de fiecare dată când mai întâlnesc cu oameni tineri care sunt acum în Tunița, mi-aduc aminte cu mare drag de anii ăia. După care am urmat facultatea de arte plastice și până să devin make-up artist, că am devenit make-up artist pe la 27 de ani, am fost grafician, am pictat, am desenat, am cochetat puțin și cu muzica și cam asta a fost viața mea până în prezent. Cum ai ajuns să faci meseria asta? Cum am ajuns să fac meseria asta? A fost un drum mai întortocheat, a fost cu du-te vino. Practic ca majoritatea fetelor și băieților probabil care fac meseria asta, am fost sedusă de mică de lumea cosmeticelor și a înfrumusețării. Am avut norocul să am o mamă cochetă și cred că pentru toți părinții au fost un element super important și de influență. Și undeva când am început eu să mă dezmeticesc, să-mi dau seama, cum să zic, că să observ frumosul din jurul meu și să observ cât de important e cum te îmbraci, cum te machiezi, cum te coafezi, am descoperit eu revista Elle și îmi cumpăram în fiecare lună, aveam vreo 14 ani, cred, 13-14 ani. Sper să nu fac o greșeală, dar o greșeală de cronologie și acolo vedeam tot felul de editoriale superbe, cu haine, cu modă, cu chestii, cu machiaj. Vai, și când vedeam machiajele alea, fotografia aia de editorial, pe mine mă dădea pe spate. Ceea ce faci în prezent. Ceea ce cumva am evoluat să fac în prezent și aș vrea cumva să-l menționez pe domnul Abagiu. Cred că el era printre primii din echipa el la vremea respectivă care m-au influențat când vedea imaginea. În fine, long story short, m-am apucat de machiaj mai mult din joacă undeva prin facultate, pentru că la vremea respectivă, 2009, cam așa era, nu era foarte bazată meseria asta în România, era ceva destul de exclusiv, o făceau doar foarte puțini oameni și nici nu se consuma foarte mult machiaj. Foarte puțin, dar prețurile erau foarte mari. Mi-aduc aminte în 2008, când Ramona Chirița fiind în Slatina să macheze, când venea Ramona, trebuia să ia o nuntă întreagă, adică... Da, da. Se machia foarte puțin. Mireasa, nașa, exact. Dacă și soacrele, dacă, dar erau prețurile pentru că erați puține. Da, și... Și nu era conceptul ăsta, să ne făceam noi acasă un ruj, exact. Un rimel și... cred că nici nu te machiai. Da. Cred că erai un pic prea aranjată dacă te machiai profesional și nu erai, nu știu, pe când, până în 2019, din 100 de femei la o nuntă, 99 sunt machiate. 90, nu 99. Da, da. Adevărat, așa e, chiar e adevărat. Adică a devenit deja un accesoriu must. Da, multe se întind la păr, deci le văd la nunți. Eu fiind exact. Nuntașă de meserie. Multe se întind, da, ăsta e jobul, al doilea job. Da, multe merg la nunți și la evenimente, da, și eu mă număr și când mă uit la fiecare, văd, păi vreau să văd și eu câte persoane sunt nemachiate. Da. Deci chiar inclusiv și la un anumite și bunicile se da, mai... Da, bine, da. Îți dai seama, un ruj. Da, bine, ele după cum probabil se făcea la vremea tinereților, da. Că chestia asta te urmărește toată viața.
Și a fost o chestie on off, o făceam în facultate, mă jucam cu cea mai bună prietena mea care era fotograf și ea, profesând, adică urmându-și pasiunea mult mai serios decât mine, pentru că eu nu o vedeam foarte, foarte serios, a început să lucreze cu mai multă lume, a luat contact cu mai multe persoane și la un moment dat a zis hai să-ți fac cunoștință cu o artistă super mișto cu care am început să lucrez și sigur ți-ar plăcea și ați avea ce vorbi. Și așa am cunoscut-o pe Ioana Cristea, care la momentul respectiv deja era established, adică era un nume căutat. Asta era prin 2014, cred. Și ne-am împrietenit super bine. Ea își căuta o asistentă, că deja nu mai făcea față și de acolo a început drumul meu în lumea asta, pentru că prin prisma relației și prieteniei cu ea am reușit să văd toate posibilitățile lumii astea. Și a fost un început. De obicei merg la târguri. Mergeam la târguri, da? Eu nu știam de asta. Eu nu știam nimic. Eram ruptă. La târguri mergeam după ce m-am apucat. Da. Și noi așa ne-am cunoscut. Da, când... la târg, da. Nu, noi ne-am cunoscut aici. Aici ai venit după niște creioane pentru Ioana. Da, de la magazinul de make-up mi-am făcut și eu primele aprovizionări. Primele pensule scumpe, eu de aici le-am cumpărat. Da, suntem fericiți. Și până în 2019 se făceau târguri, evenimente, masterclass-uri, tot felul de... viața de dinainte. Da, da. Pentru... Și mi-aduc aminte, uite-o pe Malvina. Cine e Malvina? Eu. Malvina, ești, nu știi, zic. Ba da, o știu. Logic. Da. Adică, da. Cum aș face și eu dacă n-aș ști pe cineva? Da, știu. Păi și... Din politate. Da. Și târzior, Malvina, ok. De asta și am... Da, eu nu sunt chiar așa cu vechime. Nu neapărat. Să știi că pentru noi ești un exemplu, Malvina, și spun make-up artistul începător. Mult, deci, în momentul în care am postat că Malvina o să fie invitată mea și a magazinului de make-up, wow! Și eu am luat șoc. Serios? Crede-mă! Îți spun foarte... Wow! Super, o urmăresc de mult și pe am început și eu să verific Instagram-ul tău și să văd, băi, cine este Malvina Ișvan, pentru că eu știu, Malvina a predat cursuri, machiază. Da, noi ne știam. Nu? Da, adică foarte puțin. Și sincer, acum din ceea de două zile mă pregătesc pentru acest live și am verificat cine este Malvina cu adevărat și am văzut și brandurile cu care lucrezi, branduri internaționale, deci Malvina este un om internațional. Pentru România este un make-up artist... Local, să zic, al României. Din București. București mai mult, cred că ai da. Și în aria Bucureștiului, prin zonă. Mă mențin la zona de București. Zona de București, da. Nu și... că ar fi București, dar pur și simplu e unde locuiesc și e mult mai simplu. Da, acum, da, pentru că ți-ai făcut un nume, e mult mai ok. Da. Și de asta venea să spun, pentru noi ești un exemplu, pentru că fetele trebuie să vadă unde se îndreaptă, pentru că mai cu seamă situația... COVID-ului, punctul meu de vedere, ne-a afectat în primul rând pe cele mai mici. Da. Cele mici au stagnat. Și-au făcut și ele un curs, au băgat niște bănuți în produse și-au luat totuși și un curs. Și multe persoane cred că au fost prinse pe nepregătite. Da. Și văd foarte greu. Da, și văd și clientela care și-a dat drumul, pentru că au început și nunțile, evenimentele mai scurte, tot voi sunteți. Adică lumea apelează tot la voi. Prefer să dau o sumă mai mare de bani să merg la X decât să mă duc că dau mai puțin bani la Y. Da. Și cumva vreau să-i ridicăm și pe ăștia mici. Da. Adică nu vreau să-i mai ținem într-un... să facă și ei bani. Mai... Da, corect. E foarte... Adică e un punct de vedere bun. Din păcate, ca în orice criză de genul care cuprinde globul, se face o... Nu știu, se retează cumva, se face... Rămân o, cei mai da, cei mari. Puternici merg înainte și, din păcate, uneori... Cum te-ai descrie ca make-up artist? Cum aș descrie eu ca make-up artist? Păi, mie îmi place foarte mult zona naturală. Știu că pare paradoxal, dacă vă uitați pe Instagram-ul meu, o să vedeți tot felul de nebunii. Dar am chestia asta, că îmi place foarte mult, mi se pare că orice nebunie ai face la ochi, oricâte culori ai folosi, oricâte pietre ai pune, oricâte chestii, dacă lași tenul curățel și natural, machiajul ăla capătă o altă, să zic așa, devine o entitate, nu mai e o chestie greoaie pe care, cum să zic, pe care
o pui peste, pe care o porți, devine parte din tine. Mie mi se pare că de la ten pornește totul. Da, și se vede. Și când, în general, când mă refer la un machiaj natural, mă refer la un, la un ten natural. Ca make-up artist, în rest, mie îmi place zona fantezistă destul de mult. Bineînțeles că nu e o chestie pe care o porți pe stradă sau la un eveniment, dar cu ocazia pandemiei am putut să explorez zona asta, am putut să lucrez foarte mult în studio și cu modelele mele și în intimitatea mea și să explorez lumea asta un pic mai fantastică, un pic mai suprarealistă. Cam atât. Machiaj de beauty sau fashion, care este preferatul tău? Depinde ce înțelegem prin fashion, aș răspunde direct fashion, dar uneori fashion nu înțelege toată lumea același lucru, așa că o să aleg beauty. Beauty. Bun, acum trecem la bani, ce-mi plac mie. Există percepția că se câștigă bine din machiaj profesional? Este adevărat? Este adevărat. Se câștigă foarte bine din machiaj profesional dacă ești bun, dacă... Sunt mai multe considerente. Odată trebuie să fii un om priceput, trebuie să fii skillat, cum s-ar zice, skilled, trebuie să ai... îndemânare, trebuie să ai ochiul format pentru frumos, trebuie să ai ochiul format pentru persoana care ți se așează pe scaun sau... Adică trebuie cumva să vezi în persoana respectivă, pentru că e foarte ușor să machiezi pe toată lumea după aceeași rețetă. Dar asta nu știu dacă te va duce neapărat foarte departe, pentru că mai nou se caută foarte mult individualitatea, oamenii vor să se simtă bine în pielea lor. Se câștigă foarte bine, dacă ești un om priceput și bun la meseria ta și, bineînțeles, să ai și o bună comunicare cu oameni. Vis-a-vis de cursuri, până trecem la partea aia, trebuie să ai multe cursuri ca să devii bun? Mai asta cred că depinde de la om la om. Depinde câți, nu știu cum să zic, bineînțeles că îți trebuie un curs, pentru că n-ai cum să înveți meseria asta uitându-te pe internet. Una este să te uiți la tutoriale și să te uiți pe YouTube, la oameni care poate spun chiar pas cu pas. Alta este să faci cu mâna ta. Și în momentul în care faci cu mâna ta, o să te lovești de tot felul de probleme și atunci e bine să ai un trainer lângă tine care să te îndrume. Deci clar ai nevoie de un curs. Dar nu știu dacă să zic că ai nevoie să faci 15.000 de miliarde de masterclass-uri. Eu aș miza pe... Fă un curs de bază care să te dacă ești zero. Fă un curs de bază care să te învețe să ții pensul la mână, să faci un blending, să înveți proporții, să înveți cromatică, deși cromatica e o chestie pe care nu poți să o înveți teoretic, dar e foarte greu. Cu experiența vine chestia asta de a înțelege culorile și apoi urmărește artiștii care îți plac și du-te și fă un masterclass cu ei. Nu trebuie să faci neapărat cu toată lumea, pentru că sunt și costisitoare. Da. Eu le spuneam fetelor, multe mă întrebau, eu mizez pe un masterclass, trebuie să te uiți. Măi, este pe... Vrei să vii la mine la masterclass? Da? Bun, ok, vreau să văd. Mă, ce face Daniela Ioan? Ce ne predă? Este stilul meu? Mă adaptez? Sau am nevoie de multe diplome? Pentru că fetele, din păcate, vor stiva multe diplome. Câte șule ai făcut? 5? Câte masterclass? 100? Și din punctul meu de vedere contează foarte mult practica. Exact. Practică. Le spun și fetelor la curs. Vin la curs. La început spuneai cu cromatica tu. Veneau fetele la curs, pe buze aveau roșu și la ochi erau verde, albastru. În primele lor make-up-uri. Bine, nu începeam cu verde, dar mă rog. Și le spuneam, mă, fetelor, cu toate că faci teoria culorilor, nu înveți din prima. Și cât am stat noi și am citit și am... Nu! Și după o săptămână, o lună, două luni, le văd altfel make-up-urile și le întreb, ce ai făcut? Ai mai făcut în curs? Nu, Daniela, dar cum spuneai tu, practică. Linia de tuș nu o învăț decât dacă am 1000 de linii de tuș date. Le spuneam, fetelor, linii de tuș. În fiecare zi când plecați de aici, vreau linii de tuș a doua zi, pentru că așa înveți. Exact. Nu înveți într-un curs de două săptămâni sau de două luni. Și practica contează foarte mult și nu cantitatea diplomelor. Și chiar aș recomanda, după ce ai făcut, să zicem că ai făcut un curs de bază, nu te arunca imediat la masterclass-uri. Lucrează un pic. Puțin, da. Lucrează. Asta după ce ai făcut un masterclass, notițele pe care ți le-a luat de acolo, lucrează 2-3 luni, treci prin ele să se sedimenteze și după aia continui. Și din punctul meu de vedere, masterclass-urile, care sunt, multă lume se duce, măi, dau un
nu scump. Poți să înveți și ieftin. Da. Nu neapărat scump. Da. Nu contează. Intrăm aici. Există pe... asta ți-am pus-o. Cum ai reușit să devii make-up artist internațional și să fii urmărită de toată lumea de afară? Efectiv, am lucrat. A fost anul ăsta în care am avut mai mult timp. Pentru da, că... pentru toată lumea. Exact. Și l-am fructificat la maxim. Am lucrat zilnic, adică lucrez în continuu. Ceea ce cumva, pe lângă faptul că mi-am creat content, mi-am și exersat eu în continuu cu mine. Că toți avem, cum să zic, toți avem undeva un gol și avem lucruri pe care vrem să le perfecționăm. Nu pot decât să zic că mi-am făcut un, cum să zic eu, mi-am pus un target, că vreau să postez zilnic chestii de calitate. Nu mai vreau să postez lucruri una de care... și bună. Da, adică nu vreau să pun ceva care e drăguț, dar hai să postez. Mi-am luat chestia cu Instagram-ul foarte în serios, am lucrat foarte mult și am căutat cumva să lucrez și cu fete, cu modele, mă refer, cu care mă simțeam foarte bine, că am eu și factorul ăsta uman, exact, trebuie să ai o chimie. Și cumva a venit de la sine. Dar adică... cum înțelegi modelele? Pentru că ce am văzut la tine, am zis, ori ai plecat un pic în pandemie, ți-ai făcut testele? Nu, sunt niște fete extraordinar de drăguțe, la fel, cum să zic, eu, toate fetele sunt frumoase, dacă știi să le pui în valoare. Ele sunt extraordinare și cumva, cum îmi aleg fetele, eu caut genul ăla de frumusețe naturală. Și, efectiv, le găsesc pe Instagram, dacă asta era întrebarea, nu? Nu neapărat, dar crede-mă că... Și, apropo, ce am mai văzut pe Instagram-ul tău și felicitări, modelele pe care tu le machiezi și care tu ai... Nu neapărat că îți faci și tu conținutul, da. Nu sunt la alte școli. Nu sunt la alte. Foarte puțin. Nu știu. Nu caut chestia asta în atins. Dar, în general, îmi place să găsesc fețe fresh. Care nu au fost neapărat... Dar bine, nu pot zic că țin neapărat la chestia asta. Vai, dacă ai fost la cutare, nu te chem eu. Nu, dar... că nu e vorba. Dar așa zic, mă uit. Pentru că acum apare un model wow și într-o săptămână este la e cel puțin trei școli. Da, da, da. Trei make-up artist. Așa este. Nu, mie îmi place să găsesc fete fresh care nu au foarte multă experiență cu modeling-ul. Mi se pare că dau naturalețea lucrurilor mele, da. Pentru că eu oricum fac lucruri extra. Adică unele sunt chiar foarte stridente, la ochi mă refer. Îmi place să le pun pe niște fete care au încă inocență și se simte chestia asta. Adrian, colegul meu este în spate, nu mă lasă singurii că mergem împreună acasă. Adrian, vreau să-mi spui și mie, avem ceva urmăritor, se uită la noi fetele, avem și întrebări. Am spus vreo prostie, ne-am jurat ceva. Da. Încă nu. Avem întrebări de la fete. Dacă mai ești trainer, de ce nu mai ești trainer? Nu mai sunt trainer de vreun an. Pur și simplu a venit pandemia și s-au făcut niște schimbări în viața mea. E foarte simplu. Te-ai retras în conul tău de... în studio, ca să zic așa. Și a lucrat mai momentan mult. Nu mai predau. Știu că sunteți foarte multe care v-ați dori să... Da, poate facem o colaborare frumoasă, tot sper, aștept. Să trecem puțin aici. Ai un cont de Instagram cu 341 de urmăritori. Cum ai ajuns la această performanță și cum te simți, Malvina? Pentru că urmăritorii tăi, pentru că am făcut acolo un pic de Google Research, uh-huh. Ești foarte urmărită din afara țării. Da, da. Foarte mult. Marea masă a urmăritorilor sunt, cred că sunt din SUA majoritate. Ia uite, n-am temele făcute. Da, prietenul meu știe mai bine că el manageriază mai bine pagina de Instagram. Cum am reușit? Am avut noroc. Adică am muncit și am avut noroc că nu se poate una fără alta. Da, așa este. Am avut un filmuleț viral. De fapt, stai așa, hai să iau de la început, că mă bâlbui. Într-o zi, cineva mi-a semnalat că unul din filmulețele mele de pe Instagram este viral pe TikTok. Eu neavând cont de TikTok. Cineva mi-a luat filmulețul și l-a pus pe TikTok fără să zic al cuie, zicând că e al lui și ăla avea, nu știu cât, 800 și ceva de mii de vizualizări. Wow. Și zic, ok, am încercat eu să fac ceva, nu mi-a ieșit, am luat
am avut o relație care m-a pus în contact cu cineva de la TikTok România, care mi-a spus așa, băi, n-avem ce să facem pentru că acel content este prima oară a apărut pe TikTok, nu putem să-l dăm jos, e ca și cum ar fi al lui. Și am zis, ok, trebuie să-mi fac cont de TikTok, să-mi pun și eu videourile, ca în caz că se mai întâmplă așa ceva, să pot să fiu eu prima, cum ar veni, să zic că e al meu, că așa funcționează. Și am început să fac chestia asta, contul aveam deja, dar nu postam. Bă, și au venit oameni, deci a crescut ceva, nu mi-a venit să cred, era o nouă lume. Am trecut de la, nu știu cât aveam, 400 și ceva de mii, 400 de urmăritori, 400. Cred că într-o lună am făcut, ce o lună? Am avut un video care a fost viral și cred că am făcut într-o zi 100 de mii, sau în două zile 100 de mii de urmăritori. Doua. Am început în octombrie, nu știu, a fost o explozie. Poți să te întreb, când ți-ai făcut TikTok-ul? Acum 3 ani? Nu, TikTok-ul l-am făcut eu mai de mult, dar am început să postez în octombrie. Da, asta. Și a crescut atunci super repede cu video-ul ăla care a devenit viral și pe Instagram. Și cumva aia de pe TikTok au venit pe Instagram și s-a creat așa o frenezie mondială. Și ăla a fost norocul meu. Ăla a fost intrarea mea și pe piața internațională. Ți-mi minte și acum am folosit un pigment după care a nebunit toată lumea. Era un verde din ăla, cum e carapacea de gândecel. Și cumva ăla a fost startul. Ce înseamnă pentru un make-up artist colaborarea cu branduri internaționale de cosmetice? Cum ai ajuns să colaborezi cu un brand internațional, cu mai multe branduri, da, și le și spui dacă vrei? Păi, o să încep cu cum am început. Uh-huh. Iubitul meu, care mă susține cu toate forțele lui, știa că eu sunt obsedată de Pat McGrath. Dacă nu știți cine e Pat McGrath, google-uiți-o și o să vedeți. Este... Da. Două cuvințele despre film. Iartă-mă, să mă grăbesc. Nu, două cuvințele despre film. Nu, de filază, bă. De firmă. De firma, da. Pat McGrath? Da. Bun, este o firmă, un brand de cosmetice fondat de una dintre cele mai mari make-up artiste din lume, care a crescut foarte tare în anii 90. Era, cred că, din generație cu Kevin O'Quan. Kevin O'Quan a fost un mare pilon pentru mine când am început eu să mă informez despre lumea machiajului. Ea a lucrat toate brandurile mari de haine, făcea backstage-urile pentru toată lumea și în continuare le face, pentru că cumva mă regăsesc în etica ei de lucru. Vrea să dea calitate și nu s-a lăsat niciodată de muncă, chiar și când are un brand mare de cosmetice. Ea vrea să fie artist înainte de orice. Și undeva, cred că prin 2015, și-a început brandul de cosmetice la standarde foarte înalte. E un brand de lux. Eu eram obsedată, efectiv, îmi curgeau toate balele când mă uitam pe vară, niște videouri superbe de prezentare. Și tot oftam și ziceam iubitului meu, vreau și eu, dar e scump, dar nu știu ce. Și de ziua mea m-am trezit că mi-a cumpărat toate paletele. Și am început să lucrez cu ele, am început să taghez și la foarte scurt timp am primit un like de la Pat McGrath, pagina. La încă ceva timp a început să-mi dea din ce în ce mai multe like-uri, m-a repostat, ceea ce a fost, am plâns de fericire, nu pot să mint, pentru că, nu, să mă înțelegeți, nu pentru că m-a postat un brand internațional, ci pentru că era ea, pe care o idolatrizez efectiv. Și după aceea am primit un mesaj care m-a întrebat dacă aș fi interesată să colaborăm, am zis da, a trecut un an, nu s-a întâmplat nimic în acel an, doar ne-am tatonat online. Deci nu știu dacă ar trebui să povestesc atât de mult, așa, dar pentru mine e foarte emotiv. Și anul trecut s-a concretizat o frumoasă colaborare, în care eu creez content. Așa am reușit să... Ce înseamnă pentru mine este o realizare foarte mare. Adică pentru mine e fix ce-mi doresc să fac, e pe sufletul meu. Exact, plus că firma ta... Da. Prietenul tău a trebuit să... Nu, el o să îi rămân datoare și în viața de apoi pentru inițiativa lui de a-mi face cadou paletele alea. Alte branduri cu care ai lucrat din afară? Am lucrat cu Sigma, Sigma Beauty. Știu că la Sigma o vedeam peste tot în clipurile alea de pe Insta, de pe YouTube, la toți creatorii de content. Fac pensule foarte mișto. Am lucrat cu Make Up For Ever. Ăștia așa mai răsăriți de care pot să zic.
Și din câte știu eu, Eurovision 2017. Ah, da, am avut foarte drăguț, da, am avut și eu o experiență de backstage, am fost la Eurovision 2017, am fost pentru echipa Elveției, pentru că la vremea respectivă Elveția, în Elveția câștigase o trupă de români. Și era Mirona Mănescu, care era prietenă foarte bună cu Ioana Cristea și m-au trimis pe mine, du-te, fă! Și m-am dus și a fost superb, a fost o experiență superbă, am fost la Kiev. Este adrenalină curată acolo, deci nu, un show live de anvergura aia nu prea se compară cu nimic. De unde te inspiri? De unde mă inspir? Foarte mult din modă, din fotografie. De la Pat McGrath, îmi place la nebunie. Cel mai tare mă inspiră produsele, în general. Când mă gândesc să fac un look, în primul rând, modelul și produsele, texturile, culorile. Astea sunt sursele mele de inspirație. Știu că ai foarte multe colaborări cu persoane publice. Da. Este dificil să machiezi vedete? Este dificil prima oară. Prima oară pentru mine e foarte dificil, pentru că sunt o fire emotivă și mă intimidez foarte repede, dar odată ce treci de hopul ăla și deci ca și cu orice alt om, se creează chimie sau nu se creează chimie. Dacă se creează chimie, mergi mai departe, pentru că mi se pare mult mai important să fie chimie decât să machiezi bine. Da, părerea mea și cred că tu ești de acord. Acum lucrez foarte bine cu Elena Gheorghe, este una din iubitele noastre. Cu Mira lucrez de când a început, chiar o pup, dacă nu cred că se uită, dar o pup. Am lucrat cu Teo Roză, o iubesc din tot sufletul. Am lucrat cu foarte multă lume. Am machiat-o și pe Delia, care este o drăguță, e o visătoare, Delia. Mă regăsesc în stilul ei. Am lucrat cu Laura. Un portofoliu foarte mare. Da, am lucrat. Ai trecut prin toate segmentele vedetelor, ca să zic așa. Da. Sunt drăguțe toate, să știți, vedetele sunt de multe ori mult mai modeste decât noi oamenii normali. Cea mai ciudată experiență cu o vedetă, nu dăm nume? Cea mai ciudată experiență cu o vedetă, am avut una ciudată. Cred că m-a luat un pic ca și cum eu sunt acolo omul la datorie și trebuie să stau indiferent cât e ceasul, indiferent că eu am programări, indiferent, și cumva m-a făcut să mă simt extrem de prost și a fost un moment eșuat pentru mine, să zic așa. Dar asta ține și de cât de bun comunicator aș fi putut fi eu, să zicem. E foarte importantă comunicare. Care este cel mai complicat machiaj care ți s-a cerut până acum? Cel mai complicat? În afară de alea de Halloween. Am făcut unul de Halloween acum vreo 3 ani. Mișto, mi-a plăcut, am stat vreo 2 ore la el. Mi-a luat mult hate pe el. Cred că era făcut atât de realist. Era la modă look-ul ăla de Halloween cu gen operată. Cu tăieturi, cu nu știu ce, cu nu știu cum. Efecte speciale. Și a ieșit bine. A ieșit atât de bine că m-a jurat lumea. Aolo, Malvina, ce postezi? Tu care vii din eu care eram cu Glam, da, cu Angelic, cu nu știu ce, am pus chestia aia. Și apoi cred că cad crisurile alea super grafice, așa. Alea, mie mi se pare că necesită timp, sunt greuțe. Mult, da. Tot ce e grafic. Foarte puțin în lume reușește să-l facă. Iar multe le editează, din ce am văzut. Păi da. Că, bine, nu condamn că unii editează, important e să nu... Și eu amintesc pozele. Să nu pictezi pe ele, efectiv. Că așa mi se pare normal și uman. Când vrei să livrezi un produs care să arate bine, trebuie un pic prelucrat. Cum recunoști prostul gust în make-up? Ușor. Foarte ușor. Și îl spui? Da. Sprâncene? Gene? Vezi că sprâncenele mele sunt proaspăt tatuate. Da, foarte bine. Nu, în sensul că machiate. Sprâncenele machiată urât. Pentru eu întotdeauna când nu aveam, nici când n-aveam experiență și mă uitam la un machiaj, primul lucru mă uitam la sprâncene și mai nou sunt sensibilă la gene. Mi se pare că niște gene prea greoaie strică tot. Și culoarea să se potrivească nuanța de contur cu sub tonul pielii. Mi se pare iar... Asta mi se pare că se vede de la o poștă când nu se potrivește. Ce înseamnă clientul dificil pentru un make-up artist?
Clientul dificil pentru un make-up artist, pentru mine, că nu pot să vorbesc decât din experiența mea, e clientul care vine cu frică că nu o să iasă bine. Stau cu poza? Ți s-a întâmplat? Da, dar eu nu mă supăr. Adică eu încerc să le înțeleg pe ele, pentru că ele, poate multe dintre ele, nu au experiență cu machiajul zi de zi și le e mult mai ușor să vină la mine cu o fotografie care poate nu e a mea, nu mă supăr. Dar mie îmi place să înțeleg ce vreau omul de la mine, mai ales când lucrez prima oară cu el. Dificil mi se pare atunci când nu știe nici ea ce vrea și e teamă de mine, pentru că poate a venit printr-o recomandare, nu știe neapărat ce fac. Și știi cum e, când te duci, după cum mă zice cineva, n-ai întotdeauna încredere așa 100%. Asta e pentru mine clientul dificil. Care este trendul în machiaj pentru anul acesta? Natural. Cred că o să se renunțe la highlighting-ul ăla super mult. Mult. Cred că o să dispară un pic anul ăsta. Cred că o să dispară sprâncenele foarte ridicate. Nu? Nu zic bine? Cred că o să ne întoarcem un pic la sprânceana aia mai clasică. O să fie mai aspectul ăla îngrijit, dar nu foarte ridicat, ascendent. Cred că o să meargă culorile, o să fie la modă pigmenții și, în general, tenul natural. O să ne ducem spre skincare. Eu presim chestia asta. Asta că mi-ai spus cu iluminatorul, chiar mă bucur, pentru că, fetelor, deci, Malvina, vă spun, merg la nunți, toată lumea știe chestia asta. Și când le vedeam în pomeți, deci, Malvina, mult, urât, roz, auriu. Deci, nepotrivit cu tonul pielii. Nu. Deci, știu absolut, nu pot să mă numesc că știu absolut orice, dar 9 ani de meserie, de le văd zilnic cum se machiază și ce fac, masterclass-uri, absolut orice. Mai citim din când în când, vedem ce se poartă, te întrebăm pe tine, pe voi care sunteți mari, care ne inspirați, pentru că sunteți o inspirație și avem ce să vorbim de la, avem ce să învățăm de la voi, dar mult. Da. Dar să știi că nu este vina lor și nu e vina fetei care se pune și nici o make-up artistului. Eu dau vina pe Instagram. Da, foarte mult și pentru că se încearcă foarte mult să vând produsul ăla. Deci, adică fac atât de multă reclamă plătită, neplătită, cum o faci și de fapt produsul ăla e mult. Iar eu ce fac? Îl văd, mamă, l-a folosit Malvina, exact, mamă, da. Ce bun e, hai să-l More cumpăr. More must be better. Da. Da, sunt de acord. De asta foarte mult contează. Și cel puțin eu vin și spun că sunt un client dificil. Eu când mergeam la make-up și acum când mă machiau fetele, mult. Deci cât costă? 300 de lei? Mult. De 300 de lei îmi pui. Pune mult glitter, sclipici, era, nu o să uit, un pigment, un glitter, că este glitter argintiu. Deci nu îl dădeam după ochi, a doua zi frecam, îmi venea acru. Da, da. Și nu îl dădeam. Mult, mult. Și acum când mă machiez, zic că nu vreau nimic decât gene, o linie de tuș, buze într-adevăr roșu sau nude. Atât. Și eu sunt cu și pomeții, roșu. Nici măcar iluminare, adică puțin. Eu, toată lumea se miră. Și fete. Sunt la fel. Nu mai vreau. Da, cred că are de face cumva și cu o maturizare. Oare? Nu știu. Trecând prin toate etapele astea, la un moment dat de fi saturat și îți dai seama că mai puțin poate e mai bine? Probabil că da. Și plus că vă spun, fetelor, este greu să vii obosit, să stai să te machiezi. De multe ori, eu lucrând aici și le spun fetelor, nu mă demachez, de oboseală. Da. Stau, cel puțin eyeliner-ul când îl dai jos a terminat. Da. Și de asta spun. Da, sunt de acord cu chestia asta. E cumva, e... Oamenii au impresia că... femeile când se duc la un make-up artist au impresia că de banii ăia trebuie să fie multe... Nu, de banii ăia tu trebuie să obții un anumit aspect. Bisturiu nu-l avem, dar tu trebuie să pleci frumoasă. Nu, cum să zic... Nu un popoțonat. Asta. Că nu adică unor femeile stă bine popoțonate, dar nu tuturor. Da. Eu le recomand cât se poate de natural, pentru că femeile nu sunt frumoase. Știi cum este? Frumusețea este artificială. O vorbă. Seara arăți bombă, dimineața ești, știi? Așa că să mai bine să te vadă. Mie știi cum spuneau... Eu nu prea mă mai machiez de foarte mult timp. Nici nu mai am răbdare. Astăzi m-am machiat prima oară, cred că într-un an. Iar eu mă machiez la live-uri, de obicei, și vorbim în cursul săptămânii sau dacă am un eveniment. Și nu. Pentru că
am ajuns la o vârstă și machiajul, să știi că te îmbătrânește. Da. Și ai și un ten superb și nu prea ai nevoie să te machiezi. Da, da, asta dar... ajută. Și dar de asta le recomand. Și eu sunt de acord că... Un fond de ten poți să pui, exact. Și un ruș și un mascara zi de zi. Dar nu full glam, nu mult, zi da. De zi. Le văd când vin la magazin aici. Vin să-și cumpere produse. Adică le mai... Bun, să trecem imediat, că mai am câteva întrebări fetelor și după aceea mă vine instea voastră, în scurt timp, da, imediat, dar să-mi răspundă și mie. Eu nu știu cât e ceasul, să-mi ziceți dacă mă lungesc prea mult. Nu, că ne atenționează, ne atenționează. 40 de minute din live. A, au trecut 40. Deci mai avem 20, Adi, nu? E, putem să mai întârziem 5 minute, nu? Avem acolo spate semnul, da. Așa. Malvina, îmi face un deosebită plăcere să vorbesc cu tine și chiar mă bucur că chiar... Sincer, spun, când i-am dat lista, mă, pe cine să chem, pe cine să fac, aveam acolo mai multe, dar chiar să știi că ești un om super wow și ești pe înțelesul nostru. Pentru că de multe ori nu trebuie să vorbești și asta le spuneam și eu, fetelor, mă, uneori e bine să ne prostim. Da. Pentru că ne simțim noi bine, nu neapărat și voi. Aolea, de eu m-aș prosti non-stop, deci credeți-mă. Eu chiar mă prostez non-stop. Eu sunt o... Da, eu... Da. Deci eu spun sincer, pentru că mie... Eu acum încerc așa să fiu pare mai... că știu despre ce e vorba. Ne-am luat fetelor sacourile, hainele bune, că dacă îmi zice Adrian de fiecare dată când vin, mamă, ce bine ești, ce bine arăți, zic, de ce? Păi restul ești practic. Dar nu e așa că e plăcut să auzi din când în când. Da, adică... chiar da. Astăzi, fetelor, mi-am pus și gene, să știți. Deci... Eu mi le-am laminat aseară. Care este cel mai important sfat despre machiaj și înfrumusețare pe care le-ai da oricărei femei? Tenul. Curățenia tenului, îngrijirea tenului, tenul. Tenul. E foarte important. Dacă ai un ten curat, poți face orice. Orice. Bine, nu zic acum, Doamne ferește, sunt fete care, efectiv... Se luptă cu acne de ani, adică înțeleg, am cunoștințe care... Dar căutați un dermatolog bun, întotdeauna se vor găsi soluții, cred eu, că se poate ameliora. Asta ar fi cu tenul. După care aș sfătui, nu judec pe nimeni, dar eu din propria mea convingere că mă întreb pe mine personal, evitați pe cât posibil intervențiile artificiale la nivelul feței prea tinerele. Că toate la timpul lor. Eu îmi doresc să-mi fac la frunte. Și nu am voie. Deci nu mă lasă. Nu mama, tata, soțul, copilul, cel mare băiat îmi spune, nu. Nu, nu, nu. Uneori, după o vârstă... Să se vadă. Uite, eu sunt de părere că la un moment dat când simți un picuț, acolo. E ok, știi? Dar să nu... Adică ar trebui să fie îmbunătățiri, nu să ne schimbe aspectul. Pentru că... Dar știi că avem și vedete care au foarte mult și nu mai sunt ele și ele spun că n-au nimic. Da, dar deja acolo vorbim de altceva. Oamenii aia prin fizicul lor, ei vând. Deja vând. E altceva. Noi vorbim de cum să fim noi fericite cu noi însă ne acasă. Spune-ne un truc la care apelezi destul de des. Cleștele de gene. Curparea genelor cu cleștele. Este... Mi se pare că îți ridică toată fața. Mie îmi place foarte mult îmbujorarea. Mi se pare că te transformă. Și asta așa, gen trucuri de... Uh-huh. N-am timp să mă machiez repede. Puțin tinted moisturizer sau un fond de ten ușurel, un rimel și îmbujorii. Cum să arăt și eu astăzi. Care este produsul preferat și fără de care nu poți să... Fără de care... Pot să zic nume? Da, Dietra. Pudra Super Matte Loose Powder de la Make Up Forever. Nu mai este pe stoc, ce să vezi. Nu, deci nu mai e pe stoc oricum. Nu se mai fabrică. Vrei să zic altceva? Nu. Nu se mai fabrică? Nu se mai... Ultima. Eu știam că nu mai fac la... Poate după acest live să reia fabricarea. Da. Stai așa să mă mai gândesc la ceva. Nu, că nu mai... Aia era. Deci știu că de multe ori, da. Eu tot lucrez oricum și cu produse Make Up Forever. Îmi plac foarte mult Make Up Forever. Pudra a fost, cel puțin, aveam, în ultima săptămână noi am avut-o pe stoc. Da. Am fost aprovizionați. Și îmi plăcea că oricât 4, oricât 5, 3 bucăți. Puteai să o mături fără să rămână. Da, adică nu rămânea. Era foarte frumos. Ce vedete internațională ți-ar place să machiezi și de ce? Bine. Pe Celine Dion. Da? Da. Numai ca să stau de vorbă cu ea, numai ca să o ating. Da, o iubesc. E, nu.
am crescut cu ea. Eu eram adolescenta aia care la 13 ani plângea pe Celine Dion. Da, Celine Dion. Succes și baftă, doamne, nu cred că se va întâmpla. Ba da, n-ai cum. Nici nu ai crezut că o să ajung să... Produsele tale preferate, da, unde plângeai după ele, da. Și uite că lucrezi, da, cu ele. Acolo am avut un numitor comun, machiajul. Cu ea n-am nimic. Ba adică... da, și cu ea, că și ea se machiază, are nevoie, da, are multe spectacole. Sunt convinsă că are... E machiată superb, nu cred că aș putea să o machiez mai bine decât că are ea deja echipă. Da. Adică e mereu știplă femeia, e superbă. Un sfat pentru femeile care nu se machiază deloc. Nu faceți nimic greșit, puteți continua pe natural. SPF, neapărat. Nu? Și nu vă fie teamă totuși să încercați din când în când să vă jucați măcar cu un ruj, un rimel. S-ar putea să vă descoperiți căi nebănuite. La mine, scuză-mă, vin fetele și mă întreabă la clientele, vreau și eu un rimel. Du-te, frate, că ești make-up artist. În magazin oarecare, dai 20 de lei pe un rimel. Exact. Rimelul nu este scump, nu necesită, da, să fie waterproof, da, că nu stai și plângi zimnic. Sunt de acord. Da, adică... cred că foarte puține rimeluri sunt chiar proaste, adică gen nu-l, da, cumpăra. Nu. Deci eu, care sunt la magazinul de make-up, chiar astăzi a venit o clientă și le-am zis, vreau un rimel. Ți-l dau 50 de lei, nu vreau să-ți iau bani. Da. Mergi și cumpără un rimel de 20-25 de lei care face același lucru. Exact. Și eu sunt la fel, când mă întreabă lumea ce recomandă un rimel, mie și rușine onor să zic că du-te și ia-ți un Maybelline, un Essence, da, un... Adică ceva chiar de... nu aș da banii pe așa ceva. Un rimel. Deci eu, așa, și la fel la fondurile de ten. Am venit că vreau și fond de ten. Am zis, uite, ia-ți cu unul, încearcă. De ce să dai banii pe altceva? Este un fond de ten care, din punctul meu, eu sunt dată. Eu astăzi m-am, da, astăzi m-am dat cu el, da. Deci chiar foarte bine. Și eu am tenul puțin, nu am hidratare. De ce nu-mi hidratez tenul cum ar trebui? Ramon am zis, zi de zi, mă, mai dă-te cu o cremă. Hai că mă dau. Nu am timp. Deci chiar nu am timp. Și astăzi zic, dă-mi și mie repede un fond de ten și mi-a dat cone. Zic, fată, cum mi-ai pus cone? Pentru că eu sunt un pic uscată la ten, adică, și mi-a hidratat tenul înainte, mi-a dat chiar cu baza de la cone, dar și fondul de ten. E pe bază de silicon. Da. Este un fond de ten, crede-mă, și nu că îl spun și sunt fetele care mă urmăresc. Am avut persoane, chiar săptămâna viitoare în live vreau să vorbească Andra despre cum să-l folosească. M-au sunat cliente și mi-au zis, uite, am descoperit fondul ăsta, l-am văzut la tine pe site, vreau să-l comand. Și l-am dat. Și m-a sunat, să știi că mi-a lăsat pete. Mă, sună pe Ramona. Măi, fetelor, da, ce se întâmplă? Pe tenul foarte uscat, nu, pe tenul foarte uscat, nu pui cone. Sau pui cone și mai pui un BB cream, îl combini. Pentru că fiind tenul uscat, el are o acoperire foarte mare. Eu hidratez foarte bine tenul fix înainte să mă apuc de machiaj. Eu nu folosesc primer, folosesc cremă. Ce cremă folosești? Acum folosesc CeraVe-ul. Mi se pare nepretențios și foarte bun. Adică L-am încercat, dar mi se părea că lasă un pic, un rezidu care m-a împiedicat să... Adică aluneca un pic fondul de ten. Poate nu l-am folosit pe la care trebuia. Foloseam și Effaclar-ul, care îmi plăcea mult, dar mi se pare că CeraVe-ul ăsta lasă moliciunea aia. Mi-au mai spus cliente că folosesc. Adică, efectiv, am ajuns să nu mai pot fără el. Dar nu e singurul. Adică sunt multe creme. Și după aceea am sunat-o și i-am spus, vreau să-l folosiți, nu știa să-l aplice. Este un fond de ten foarte bun, adică... Sunt convinsă. Păi după ce eu, adică dacă am lucrat și cu Estée Lauder, mă îndoiesc că poate fi ceva mai uscat. Nu e mai uscat decât Estée Lauder. Nu. Și ăla se poate aranja foarte, se așează foarte frumos pe un ten hidratat. Multe, spun sincer, multe cliente care lucrau și lucrează cu Estée Lauder, adică au fost foarte mulțumite. Adică, comenzile nu există să nu am un produs cu onenil. Foarte mult. Adică este un produs special pentru make-up artist. Uh-huh. De exemplu, eu vă spun din proprie experiență, fetelor, i l-am dat cumnatei mele care este make-up artist. Uh-huh. Eu mi-am luat un fond de ten și am să-l încerce. În secunda următoare i l-am dat, a ajuns acasă, i-a dat poza Andrei. Și a zis, Andra, nu e bun fond de ten, lasă urme. Vă spun din... Deci, și machiază cumnata mea, adică da. Nu machiază de 2 ani, lucrează de vreo 5-6 ani, adică... Na.
și nu aștept să-l folosească. Și de asta spun. Și a explicat, Andraves, care sub ton, mă rog ce îi spunea. Foarte mult contează să știi să-l aplici. Adică da. E foarte... Orice fond de ten, da. Asta le spuneam și fetelor, make-up artist, clientelor finale, vor un fond de ten. Și le spuneam, știți, ați mai vi-l dați cu burețelul, vi-l dați cu mâna. Pentru trebuie multe... să-l folosiți zilnic. Zilnic, adică trebuie să știi cum aveți tipul tenului, pentru că dacă l-aveți uscat... Deci, uite, de asta te întrebam de embriolis. Multe cliente, efectiv, embriolisul... Dar mai nou, vindeam foarte mult embriolis, adică la modul pentru că era cremale, cea concentră. E, acum își cumpără baza matifiantă, în baza hidratantă și matifiantă de la Cone. Deci nu... Și eu am început când ajung la birou să-mi dau dimineața, când vin aici, să-mi dau cu bază, efectiv, decât să-mi iei toate astea, nu și atât. Păi oricum, cred că baza de fapt tot asta. Mi se pare că chestia asta cu bazele e o chestie de marketing. Adică mi se pare că baza asta faci, da, hidratează. Atât. Nu am să zic că dai o bază matifiantă, că dai un strat de silicon care să blureze un pic și să dea iluzia că matifiază pe moment, dar la lung e același rezultat. Da, cam da. De nu gras. Nu o să-ți țină machiajul încă 6 ore. Nu. A, bine, și depinde. Bine, machiajul ține, doar că lucește tenul, atâta tot. Da, da, mai fi cu un pic de pudră. Exact, și gata. Asta zic și eu. Știi, iei pudră aia de la Make Up Forever? Da, aia care nu se mai face. Da. Nu, și cea compactă. A, HDO la... Oricum, sunt make-up artiste care nu știu să dau cu pudră, dar fetele cliente, clientul final. Da. Ce e diferența între produse profesionale și de uz home use, ca să zic așa? Mai nou, clientela magazinului de make-up, din ce observ, se întreabă spre clientul final. Multe vin și spun, vreau și eu un fond de ten. Stăm pe WhatsApp. Ne sună. Le sun. Doamne, nu vă supărați, vreau să vă sun ca să vă văd tenul, pentru că pe multe le întrebam, cum ai tenul? Ca Nicoleta Luciu, ca Daniela Ioan, ca Malvina Ișvan. Pentru că ca să-mi dau seama, eu nu greșesc de obicei. Și ca să pot să nu-ți dau un fond de ten, să fii după aceea nevoită să-ți comanzi încă un închis sau deschis. Și atunci și le sun pe video și le explic, le și le arăt, uite, pe mână stau și le explic fetelor să ia. Adică vreau să, cumva, vreau să le învăț să ne sune video și chiar vă rog să ne sunați video. Să vedeți produsul, acesta este produsul, cum mă vedeți pe mine acum, așa vreau să, să le învăț, pentru video call, știi? Da. Să vadă produsul. Multă lume, și pentru mine e greu. S-a săturat Adrian, cât are, câți milimetri are pensula L39? Nu uită în palmă. Da, și pentru mine e greu, stau cu rigla, da, poate greșesc, întoarbă. Nu, mi se pare o idee bună asta cu video-ul la cum. Ai văzut, ți-arăt și textura, pentru că ești plecat, ești în Buzău, de exemplu, da. Nu poți să vii să testezi. Uite, ți-arăt pe mână. Tu trebuie să-ți dai seama ca exact. Make-up artist. Să revenim repede. Da. Un sfat despre, despre femeile care se machiază zilnic. Am zis să-ți place să fii make-up artist pentru că câștigi bani, faimă. Pentru că mi se potrivește excelent. Mi se pare că e singura zonă în care am reușit să și câștig bani din ceea ce îmi place să fac și mă duce foarte clar într-o direcție în care mă văd peste câțiva ani. Îmi place foarte mult zona de fotografie și editorial. Ți le faci singură? Da. Eu fac tot singur. Mă rog, cu prietenul meu, dar imaginea în sine, produsul, eu îl fac. Bravo. Și ultima întrebare, este dificil să fii make-up artist? Da. Deci aici este unda. Adică, cum să zic, orice lucru pentru care merită să te zbați este dificil, dar rezultatele sunt pe măsură. Te vei întoarce la cariera de trainer? Nu știu încă. E o chestie la care încă mă gândesc. Primesc foarte multe cereri și sunt într-o mare cumpănă și nu știu să vă spun sigur în momentul ăsta. Mă mai gândesc puțin. Am răspuns foarte la subiect. La o... Da. Bun, Malvina, fetelor, acestea au fost întrebările pe care îi le-am adresat. Sper să fiți mulțumite și voi și ea. Da, sper că am reușit să răspund cât de cât. Cum la un moment dat m-am grăbit că mi se părea că pierdem timp. M-am putut să mai stau o oră, nu e problemă, așa că nu mai avem interdicție. Adrian, întrebări de la fete? Și de la fete, dar legat de aparatură, te întreabă o fată dacă faci poze la toate clientele și ceva legat de asta, dacă îți filmezi make-up-urile și folosești aparatură sau cu telefonul, cu ce o faci? Nu îmi pozez chiar toate machiajele, adică ceea ce vedeți pe Instagram este ceea ce fac strict pentru Instagram. Foarte rar o să pun ceva din munca mea de zi cu zi.
Iar cealaltă întrebare, da, filmez cu telefonul. Nu cred. Ați fi surprinși cât de multe lucruri poți să faci. Ce telefon folosești? iPhone 10. Ați fi surprinși cât de mult. Important este să știm să le folosim și să avem răbdare. Care a fost cel mai frumos moment din viața de make-up artist? Păi, spus-o, da. Da, o să, dacă se vor întâmpla niște lucruri în viitor, o să pot să vorbesc despre ele și alea ori să fie cele mai frumoase momente pentru mine. Vorbeai la un moment dat de client dificil. Cum gestionezi un client dificil? Cu răbdare, cu înțelegere, cu bun simț. În general, în comunicarea interumană, în momentul în care o să încercăm să fim captare ambele persoane, se alege praful. Iar în postura în care ne aflăm noi ca persoane care oferim un serviciu, trebuie să acceptăm faptul că ne confruntăm și cu situații dificile. Eu încerc să renunț de fiecare dată, practic eu nu am orgoliu, adică nu încerc să mă impun eu ca personalitate, încerc să mulțumesc clientul. Am zis un lucru rău că n-am orgoliu? Nu. Nu e un lucru rău, nu. Încerc să înțeleg și în general nu se creează situații tensionate la modul, nu știu, nu, sunt mici momente în care poate eu n-am înțeles exact ce-și dorea sau poate dânsa n-a știut exact să explice, dar le depășim cu conversație. Și un numitor comun? Din păcate de suferit are interiorul nostru, pentru că noi le acumulăm pe toate, adică cumva și avem emoții, trăiri, sentimente. Emoții, trăiri, sentimente, suntem oameni. De multe ori nu, clienții nu înțeleg acest lucru. Și cumva aș vrea să punctez și chestia cu că se câștigă bani din machiaj. Greu se câștigă. Și lucrurile astea se reflectă în prețurile mari ale machiajelor. Toate aceste lucruri, cum să zic, nu costă doar materialele. Timpul este cel mai important. Este cea mai importantă resursă și bineînțeles că noi ne consumăm creativitatea și energia. Fac o mică paranteză, Adrian. Ramona Chiriță, acum mulți ani la România au talent. Pleca de dimineața, dar la ora 1 trebuia să fie în buftea și mai venea, am avut un masterclass la Brașov și el ținea și a venit direct în masterclass. Dumnezeule. Da. Asta înseamnă să lupți pentru visul tău. Da, asta înseamnă să fii make-up artist. Da. Și asta spuneam. Adică nu mai ai viață, pentru că viața noastră este în permanentă viteză și am observat asta la toate categoriile. Și la noi, cei care facem machiaj de beauty, am observat și la cei care fac celebrități, am observat și la cei care au branduri, cei care fac show-uri. Deci că meseria noastră se împarte pe foarte multe ramuri. Peste tot se trăiește în viteză și eu în fiecare an îmi propun să nu mai fiu pe fugă, dar nu reușesc, pentru că e imposibil. Nu, n-ai cum. Te duce valul. N-ai cum. Trebuie să fii pregătit pentru tensiunea asta. Ce recomanzi celor care sunt la început de drum? Vă recomand să vă căutați bine în interiorul vostru ceea ce vă doriți să faceți. Cum vă vedeți voi, să zicem, peste 5 ani și să căutați referințe în acea zonă, în acea direcție, să vedeți cum au făcut poate alții, să vă documentați bine și să o luați în serios. Bineînțeles, să nu vă fie teamă, de fapt nu, că să nu vă rețineți de la muncă și de la consumare și de la, pentru că toate lucrurile astea o să se vadă în timp. Știu că vorbeam cu o fată care era foarte frustrată, îmi spunea că nu știu ce să mai fac, postez zilnic de 2 săptămâni și nu se întâmplă nimic. Sau 2 luni, o chestie de asta. Și am zis, postează zilnic 2 ani și peste încă 2 ani o să încep să vezi roadele muncii tale. Pentru că la mine așa a fost, am muncit, mă rog, la mine, poate la alții altfel. Eu am muncit foarte mult, cred că vreo 4 ani. Și după aia, dintr-o dată, am florit. Adică da, Malvina, pentru că investiția e pe termen lung. Lung. Asta voiam să vă zic, fetelor, și vă spun și
Deci astăzi ai terminat cursul, să nu ai pretenții ca mâine să machiezi sau peste o lună, vorbeam mai devreme, practica, Malvina, exact. Cât ai machiat gratuit, Malvina? Început? În continuare machiez gratuit. Și acum? În condițiile în care ai un buget? Sunt persoane pe care le iubesc din tot sufletul și nu o să le refuz niciodată și o să le dau timpul meu de la 7 dimineața dacă au nevoie de mine. Deci noi tot felul am avut evenimente. Uh-huh. Fashion TV, Info Fashion, Salsa Week, adică evenimente cu deplasări din București, să machiem vedete. Da. Antena 1. La început machiam mai mult de jumătate gratuit. Gratuit. Antena 1, vedete, da. Deci vorbim de revelioane, deci de vreo 7 ani de zile, asta facem. Bine, vorbim de 2020-2021, pentru că a fost pandemia. Până în 2019, la 4 dimineața stăteam cu fetele și machiam la revelion la Antena 1. Și ca să ajung acolo să machiez 200 de vedete, aveam nevoie de o echipă din spate de minim 30 de make-up artiști. Da. Și asta stăteam... e o experiență pe care eu n-am avut-o. Crede-mă, Malvina, știi cât muncim să avem evenimente? Noi ca școală sau ca magazin, ca să le ducem pe fete să vadă ce înseamnă, că multe vin visătoare, vreau să lucrez în televiziune. Păi, dar știi ce e în televiziune? Da. Nu știi. Știi ce salarii sunt în televiziune? Aș vrea să vă zic că, în general, în orice domeniu, produsul final arată mult mai bine decât sudoarea din spatele lui. Nu vă imaginați că e foarte multă sudoare și la noi. Te pui cu blondele, diverse emisiuni, da. Și le sunam, uite, vrei să mergi la emisiune? A, nu, cât ne plătiți? Păi zic, uite, este să te duci, să înveți ce înseamnă să fii make-up artist. O aveam, o să și spun nume, Georgiana Stoica, absolventă 2014. Deci o să vii, deci ea spune așa, eu linia de tuș am învățat-o și am dat-o cel mai bine la evenimente pentru că aveau pe ceas 20 de minute să mă încheze. Nici o vedetă nu stătea pe scaun mai mult de 20 de minute. Deci știi cum? Dreaptă era. Daniela, am dat, yes, am făcut linia. Atunci, și multe dintre ele, păi nu fac barter. Nu e vorba de barter, e vorba să știi să stăpânești emoția în fața unei vedete. Asta este. Să știi să nu-ți arăți figura, tine. Da, figura, pentru că mimica feței ți arată când ai greșit, ai văzut, ai frica aia, știi? Deci foarte mult contează experiența, în primul rând. Și oricum, mie mi se pare că până la urmă, chiar și în urma unui efort de genul ăsta pe care să zicem că îl faci gratis, tu întotdeauna rămâi cu ceva. Ai de învățat. Tu ai și învățat de la... ce înseamnă, nu știu, acel moment care te va pregăti pentru momentul când poate vei fi plătit pentru... Dar multe fete au rămas în televiziune după evenimentele acestea pe care le-am observat. Adică au rămas. Plus, multe fete... machiază și acum vedete. Deci am absolvente ale școlii care sunt make-up artiste. De exemplu, acum am văzut Andreea Larisa Vizitu, a terminat în 2016 cursul și o machiază, e make-up artistă a Vioricăi de la Clejan. Da. Este vedetă și ea. Deci ea la fiecare emisiune sau fiecare eveniment, ea se duce acolo cât durează emisiunea acolo asta. Multe fete am avut. Da, uite, vezi, asta înseamnă să știi ce-ți dorești. Foarte mult. E foarte greu să afli ce-ți dorești. Mie mi se pare că e greu, nu știu. Și e foarte greu să ajungi pentru că îți trebuie muncă, răbdare și practic. Și să-ți găsești o metodă, foarte important. Nu te-ai aștepta să fie o problemă metoda. Mie asta mi se pare... Nu rețete, metode. Că da. Știu ce vreau, dar ok, cum? Știi? Și nu mai faceți același machiaj la toate clientele în ziua respectivă. Da, da, da. Schimbați un pic fizionomia feței, este, nu are aceeași... Da. Adică este o copie, știi? Da, chestia cu diversitatea trebuie... Neapărat, da. Câte pensule folosești la machiaj? Deci, avem timp? Da, da, avem. Fond de ten, concealer, a doua pensulă de fond de ten, a doua pensulă de concealer, pudră, contur, dacă pudră sunt nesimțită, pudră sub ochi, pudră pe față, da. Asta e că sunt 6, așa, pensulă de bază de ochi, 4 pensule de machiaj al ochilor, am ajuns la 11, o pensulă de buze, o pensulă de blush și dacă folosesc highlighter, am făcut 18, hai zicem 20 să fie rotund. La un client? Da. Atenție, fetelor. Și nu se repetă. Le spăl după aia. Sau ai mai multe. Sau am mai bine, da. 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 Eu le spun fetelor și când vin la curs, le-am făcut un mini-set de 15 pensule, plus suportul de pensule pentru etui. Da? Bun. Mm-hmm. Și acolo fetele le spun, fetelor, ăsta poți face un machiaj cap-coadă. După aceea, poți să-ți adaugi tu. Exact. Dar, cum v-a zis și Malvina, 20 de pensule... Vai, dar cum am pornit eu am pornit foarte greu. Eu am avut gen...
nu mai ajungeau să mă achez trei persoane una după alta. Adică dar știi când veneai la... Da, și eu de la voi am venit prima oară, când mi-am luat primele pensule Leonardo, mă simțeam ca cea mai șmecheră. Și înveți să te adaptezi, înveți cum să le dezinfectezi, cum să le mai salvezi, să nu... Hai să multitasking, să folosesc aceeași pensulă la mai multe, adică te descurci, n-am muse. În primul rând să vă mulțumesc în seara aceasta că ați fost alături de noi. Mulțumesc, Malvina, pentru prezență. Și vreau să adaug așa un pic aici la final. A însemnat foarte mult pentru mine că am venit, pentru că fiind închisă în studio nu mai știam ce e interacțiune umană și a fost foarte drăguț să fiu alături de voi și vă mulțumesc că existați, pentru că vă faceți treaba excelent de când ați apărut pe piață, când 2012 și chiar e un magazin important pentru mine, asta al vostru, sper să rămânem împreună. Doamne ajută! Ne-a fost puțin greu în perioada asta, dar am avut așa o susținere și din partea foarte mică, dar mă sunau cliente și spuneau, vreau să fac comandă. Zic, da. Deci eram cu Adrian și cu Andreea, colega noastră, și zic, ce te interesează? Fă-mi o mini trusă, Daniela, cum știi tu? Păi zic, zi-mi un buget, 500, 1000, eu, nu, 3-5 mii de lei. Și am zis, de ce? Opa. Pentru că era vreau... Era cineva care începea? Nu, erau de la fetele de la curs, de la ce noi, care drăguț, își dar vreau, da, vreau să rămâneți în continuare, deci așa, deci... Mamă, și chiar... Chiar mi-am dat seama că, de fapt, lumea ne apreciază. Acolo suntem și noi niște oameni cu defecte. Și eu când răspund la telefon, uneori se aude Alexandru în fundal cel mic. Poate că n-am timp, că vorbesc la celălalt telefon. Avem și noi supărările noastre, frustrările. Și pe această cale vreau să ne cerem scuze, vreau să-mi cer scuze că poate uneori suntem mai supărați și noi sau ne mai uităm eu cuvintele acasă. După ce a trecut anul trecut, cu ce a fost, pandemia cu toate cele, eu cred că noi începem să ne atingem mai mult latura umană, să nu ne mai formalizăm atât de mult și să, nu știu, să ne împăcăm cu noi înșine. Mi se pare foarte important să fim mai toleranți.